Dragii mei, aș vrea să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură și apoi o să ocupăm și locurile. Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, un text cunoscut, dar aș vrea să desprindem din el câteva lucruri în seara aceasta, la capitolul 5. Vom citi cuvântul Domnului de la versetul 5 până la versetul 10. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, sunt așa de bucuros că sunt împreună cu voi în seara aceasta și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am acceptat să vin să fiu împreună cu voi și în seara aceasta, măcar că mâine voi veni cu o trupă mai mare de la Halmeu. Pentru că m-am gândit că în seara aceasta vor fi mai puțini și am zis: măi, ce bine, în seara aceasta o să vorbim câteva lucruri, dar mă bucur pentru că v-ați lăsat coordonați de Duhul lui Dumnezeu să veniți cât mai mulți aici în casa Domnului. Vreau să vă spun că ați făcut cea mai bună alegere. Dumnezeu să vă binecuvânteze încă o dată. Mă gândeam, când spunea fratele Daniel că este a 20-a ediție a întâlnirilor de tineret din cadrul Bisericii Muntele Sionului, cred că la cele mai multe conferințe de tineret la care am participat în viața mea au fost aici, la Muntele Sionului. Nu știu la câte, trebuie să mă gândesc foarte mult să le număr, așa cam la câte, dar am cam venit și întotdeauna m-am bucurat și am plecat de aici cu o dorință de a mă apropia de Dumnezeu mai mult și de a face ceva pentru Dumnezeu. M-am bucurat. Apoi mă bucur și vreau să vă spun lucrul acesta, că la o conferință ca și aceasta de tineret, în urmă cu 21 de ani, am conștientizat că am nevoie de Dumnezeu. Și L-am primit pe Dumnezeu în viața mea ca Domn și Mântuitor și de atunci mi-am propus ca să-I slujesc Lui cu scumpătate. Ba mai mult, am promis în ziua aceea, în urmă cu 21 de ani, imediat se împlinesc 21 de ani, cât voi trăi pe acest pământ, voi arăta oamenilor că pot să fie liberi în Hristos, că poți să se bucure în Hristos și că poți să fie mântuiți. Aș vrea așa de mult ca conferința aceasta din anul acesta de tineret de aici, de la Muntele Sionului, să ne motiveze în așa fel ca fiecare de aici, fiind din localități diferite, să mergem cu aceeași misiune, să fim biruitori și biruitori să mergem să cucerim terenul pentru Hristos și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, îmi revine sarcina de a prezenta oarecum partea introductivă a acestei sesiuni, a acestor zile, de acum seară și de mâine, în tema aceasta pe care este o temă generală, dar de foarte mare actualitate. Și atunci când am auzit de tema aceasta și când mi s-a spus de tema aceasta, când am fost sunat, m-am gândit foarte mult la un aspect din viața mea și la modul cum eu am început să aprofundez și să caut mai multe lucruri, cum pot să fiu biruitor în lupta împotriva păcatului. Și vreau să vă spun, eram un licean și aveam un prieten foarte bun și la un moment dat prietenul acela a venit la mine plângând și mi-a zis: Florin, numele meu a fost șters din cartea vieții. Și m-am uitat la el mirat, m-am uitat la el speriat și am zis: ce vrei să spui cu asta? Cum adică numele tău este scris este șters din cartea vieții? Și s-a uitat la mine și a început să plângă și a luat așa fața în palmele lui și a zis: Florin, sunt un ratat, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și uite, am găsit scris în Biblie că numele meu este șters din cartea vieții. Nu mai am nicio șansă.
M-am speriat când am auzit lucrul ăla și prima dată m-am gândit, oare a meu este scris în Cartea Vieții? Și de aici încolo am stat de vorbă cu el și am văzut de fapt că o legătură îl ținea oarecum în legătura aceasta și era legat de un păcat. A dorit foarte mult să scape de acel păcat, a dorit foarte mult ca să fie eliberat și parcă cu cât dorea mai mult, cu atâta legătura era mai grea, era mai puternică. Și de atunci am început ca să citesc în Sfânta Scriptură cum putem să fim eliberați de păcat. Ce trebuie să facem ca să fim biruitori? Că de altfel, viața noastră și bucuria noastră este atunci când suntem liberi, nu? Niciunul dintre noi nu ne place să fim legați, niciunul dintre noi nu ne place să fim închiși. Țineți minte când poate ne închideau părinții noștri în cameră că am luat o notă poate nu prea mai așa mare și au zis, stai în cameră până înveți și nu ieși afară de acolo. Nu ne simțeam confortabil. Măcar că în camera aia câteodată ne plăcea, dar ne plăcea să fim liberi în cameră. Dar atunci când știam că suntem încuiați în camera respectivă, nu ne plăcea să stăm în camera aceea. Și am început să studiez de atunci că de fapt, pe foarte mulți dintre noi, păcatul ne poate lega. Și aș vrea în seara aceasta să vorbim câteva lucruri despre legăturile păcatului în sesiunea aceasta prima introductivă. Vom vorbi câteva lucruri despre conștientizarea de păcat, vom vorbi câteva lucruri despre efectele păcatului în viața tânărului credincios și în ultimul rând, în loc de concluzie, vom vedea ce se întâmplă cu păcătosul, cu tânărul care rămâne în păcat și nu se dezleagă sau nu vrea să fie dezlegat din legăturile acestui păcat. Deci m-am gândit și cel mai greu pentru mine a fost ca să aleg un pasaj din Sfânta Scriptură, că așa se obișnuiește să citim de fiecare dată și un lucru foarte bun, pentru că înainte de toate este bine să punem Cuvântul lui Dumnezeu în față. Și pentru că știm că Cuvântul lui Dumnezeu este putere, pentru mine a fost cel mai greu să găsesc un pasaj potrivit. Și am stat și m-am gândit la pasajul acesta, care de multe ori se predică în el la evangelizări și în cadrul bisericilor noastre, fiecare de unde venim. Și de multe ori se vorbește despre lucrul acesta și se vorbește despre pescuirea aceea deosebită, se vorbește despre mrejile acelea, se vorbește despre minunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Dar deasupra tuturor minunilor, știți care a fost cea mai mare minune pe care a făcut-o Iisus Hristos aici? E adevărat că nu s-a mai înmulțit așa pește niciodată. Dar cea mai mare minune a fost pentru că un om a conștientizat că este păcătos și Iisus Hristos l-a eliberat. Asta e cea mai mare minune. Și acest om, care aparent știa Dumnezeu, știa Iisus Hristos despre el, cunoștea viața lui, cunoștea umbletele lui, cunoștea umblarea lui, cunoștea frământările lui, putea să zică Iisus Hristos, băi, de tine nu prea mai am așa mare nevoie. Știa păcatele lui. Nu i-a spus nimeni Domnului Iisus, măi, ăsta e un om păcătos. Știi, Petru, de acolo care el e la mrej, acolo spală mrejele, pe lângă că nu prins pește deloc azi noapte, el este păcătos. Nu i-a spus nimeni lucrul ăsta. Că aparent Petru arăta că ăsta e un om deosebit, un om prezentabil, un om care știe să pună problema, un om care e vulcanic, așa ne mai arătăm și noi câteodată. Dar Iisus Hristos a mers direct la țintă. Și dintr-un om care nu merita nici măcar o mulțire a peștilor, Iisus Hristos a vrut să-l elibereze, Iisus Hristos a vrut ca să îi dea libertatea aceasta și de altfel a vrut să-i dea o altă direcție dintr-un om care recunoaște că este păcătos, un om care este liber și care merge împreună cu Hristos și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să mergem din seara aceasta cu Iisus Hristos. Și pentru că am făcut partea aceasta introductivă, aș vrea să trecem la un cuvânt de învățătură ca mai apoi să facem o aplicare practică în seara aceasta a luptei noastre, a umblării noastre pe pământul acesta și să mergem de aici a birui tot mai mult în lupta aceasta împotriva păcatului. De altfel, ce este de fapt legătura aceasta păcătoasă? Vedeți, dumneavoastră la un moment dat ne spune cuvântul Domnului și Apostolul Pavel, că se presupune că el ar fi scris cartea aceasta evreilor, în capitolul 12, versetul 1, că păcatul ne înfășoară foarte ușor. Ne înfășoară și ne face la un moment dat ca să fim imobilizați. Acum dacă am luat un fir de ață, fiecare dintre noi, din ața de cusut, care se mai coase nasturii, sau eu știu care o avem pe acolo, pe acasă, poate că dacă am înfășurat pe un băiat, așa, fie el cât de slăbuț sau cât de micuț sau cât de, eu știu, firav, și am zice, măi, hai fi și tu Samson odată pentru, în viața ta, poți să rup firul acela de ață. Eu mă gândesc că fără ca prea mult efort, a rupe firul acela de ață.
Dar dacă am luat aceeași ață subțire și am început să înfășurăm pe cel mai puternic, dați-mi voie să-i spun așa, dintre noi care suntem prezenți aici, și am luat sulul acela, poate că are vreo 100 de metri sau eu știu, vreo 50 de metri, și am înfășurat ața aceea în jurul lui și am zice, nu, acum fi Samson, oricât ar încerca, i-ar fi foarte greu și chiar imposibil ca să rupă ața respectivă. Și am băgat de seamă, dragii mei tineri, că păcatul ne poate înfășura foarte, foarte ușor. Și ne trezim câteodată că avem doar o formă așa de a ne închina lui Dumnezeu, ridicăm mâinile, ne bucurăm, avem bucuria aceasta de moment în care vrem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, dar avem același gust amar în viața noastră. Și ne simțim învinși și ne simțim păcătoși, pentru că este o luptă și este o legătură pe care păcatul vrea să ne țină strânși și să nu ne lasă. Avem anumite bucurii de moment, am băgat de seamă. Avem anumite ieșiri în față la slujire, mulți dintre voi. Avem la un moment dat anumite versete pe care le memorăm, dar avem în interiorul nostru un gust amar. Și un lucru care ne macină este de ce nu putem să fim biruitori, de ce nu avem puterea aceasta. După o conferință ca și asta, mă gândesc că fiecare dintre noi o să mergem plin de putere și aș vrea să rămânem în puterea aceasta. Deci aș vrea să identificăm de altfel ce este păcatul. Ce este de fapt păcatul? Și aș vrea să vedem de fapt că împotriva cui luptăm. Este foarte important atunci când lupți cu cineva să știi cu cine lupți, nu? Se amintea aici în seara aceasta de luptele pe care le fac oamenii și de războaiele pe care le poartă oamenii. Nimeni nu merge la o luptă, niciunul nu merge la un război dacă nu știe exact cu cine se luptă. Nu? La un moment dat spunea și Apostolul Pavel, noi nu ne luptăm ca unul care se luptă așa cu pumnul în vânt. Ia să mă dau și eu să văd cam cât de puternic îs, că am început să fac vânt în jurul meu. Și atunci când mergem la luptă trebuie să știm exact împotriva cui luptăm și ce forță trebuie să depunem ca să fim biruitori. De altfel, noi trebuie să vedem strategia inamicului, să vedem de fapt ce înseamnă păcatul, să vedem cât este de dăunător păcatul. Și am băgat de seamă că vremurile care le trăim, oamenii nu mai pun așa de mare accent pe păcat. Oamenii vorbesc despre păcat și în societate păcatul este numit așa ca o indiscreție, adică ceva, eu știu, mai ușor așa, ceva, o ieșire din asta, necontrolată. Oamenii de știință vorbesc despre o ignoranță. Știi, băi, n-am fost atent în anumite aspecte ale vieții mele. Și oamenii încep să îndulcească lucrul acesta. Cei care vorbesc despre evoluționism spun că ăla e instinctul nostru animalic. Adică, la un moment dat, atunci când vine păcatul lângă noi, noi suntem predispuși ca să facem păcatul respectiv pentru că avem înnăscutul noi un instinct animalic, auzi? Și ăsta ne face să fim, eu știu, câteodată necontrolați. Așa cum de altfel vorbesc cercetătorii despre pisică bună oară, care instinctul acela de unde se trage, din categoria de animale din care derivă pisica respectivă. Și la un moment dat poate să aibă, să fie feroce ca și un leopard, spuneau oamenii. Și atunci noi, fiind animale, avem la un moment dat predispunerea asta să intrăm în instinctul animalic. Așa vorbesc oamenii. Ceea ce Sfânta Scriptură nu ne spune. Oamenii de rând vorbesc despre o slăbiciune. N-ați întâlnit oameni care zic, mă, asta e slăbiciunea mea, ăsta e păcățelul meu, sau eu știu, aici ați vulnerabil și încep să facă păcatul respectiv. Oamenii, alți oameni vorbesc despre păcat ca fiind egoism. Dar, dragii mei, fiecare dintre noi ne luptăm împotriva păcatului și conștientizăm că păcatul este un lucru incomod în viața noastră. Și aș vrea să vorbim câteva lucruri despre ce înseamnă de altfel să fii păcătos sau ce înseamnă să ai păcat sau ce înseamnă să înțelegi și să te simți păcătos. Foarte interesant este aici Apostolul Petru, noi îl numim acum Apostol, atunci nu era Apostolul Petru încă. Când Domnul Iisus Hristos face pescuirea aceea deosebită, ne spune Sfânta Scriptură că el cade la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune Domnului Iisus Hristos, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Întrebarea mea este, Petru nu știa înainte că este el păcătos? De ce s-a simțit vinovat, Petru? De ce s-a simțit vinovat și s-a simțit plin de păcat și a trebuit să vină înaintea Domnului Iisus Hristos, să se arunce la picioarele Domnului Iisus Hristos, de altfel să recunoască ca și autoritate prin cuvântul Doamne și să zică, auzi, într-adevăr, sunt un om păcătos. De fapt, ce este păcatul? Dragii mei, păcatul
nu este altceva decât faptul că nu atingem standardul Creatorului nostru, la care Dumnezeu ne-a făcut. Și sunt anumite păcate în viața noastră, sunt anumite lucruri în viața noastră care noi câteodată le trecem cu vederea și le facem zilnic. E adevărat că în limba greacă despre păcat putem vorbi multe. E adevărat că în limba ebraică putem vorbi multe despre păcat. Dar când vorbește Sfânta Scriptură despre păcat, în primul rând, păcat înseamnă neascultare. Atunci când nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, atunci când nu asculți de porunca lui Dumnezeu, ăsta de fapt este păcat. Vă aduceți aminte, ne spune Sfânta Scriptură că în grădina Edenului, Dumnezeu, după ce i-a așezat pe Adam și Eva, le-a dat o poruncă și le-a dat porunca aceasta. Și găsim noi scris în Geneza, în capitolul 2, versetul 16, versetul 17, lucrul acesta. Și le-a dat porunca aceasta, zice, puteți să mâncați din toți pomii care sunt în grădină, dar din pomii ăștia să nu vă atingeți. Din pomul acesta să nu cumva să vă atingeți de el. Și spune Sfânta Scriptură, le-a dat porunca aceasta. Și ce au făcut primii oameni? Nu au ascultat porunca. Că de fapt păcatul înseamnă neascultare. Apoi, păcatul înseamnă răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Și câteodată și noi avem tendința aceasta de a ne răzvrăti înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un tânăr care mi-a mărturisit odată și mi-a spus așa, zice, frate Florin, zice, am trăit un moment foarte interesant în viața mea. Am greșit înaintea lui Dumnezeu și știam că am greșit, dar vroiam ca să motivez oarecum greșeala mea. Poate că mulți dintre voi v-ați confruntat cu ipostaza aceasta. Să veniți înaintea lui Dumnezeu și să spuneți, Doamne, de ce m-ai lăsat să fac lucrul acesta? Doamne, unde ai fost tu în momentul când a fost păcatul în fața mea? De ce nu mi-ai rupt tu mâna, Doamne? De ce nu m-ai oprit tu? De ce nu mi-ai oprit piciorul? De ce, Doamne, nu mi-ai făcut să lipsească vederea, să nu mai văd? De ce, Doamne, nu ai făcut tu să intervin în momentul acela ca să nu păcătuiesc împotriva ta? Și acel tânăr a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a început ca să se răzvrătească înaintea lui Dumnezeu. Și la un moment dat a stat în prezența Domnului și i-a spus așa, Dumnezeule, știi ceva, nu mai am nevoie de tine. Știi, dacă ești un Dumnezeu care ne iubești și care vrei să ne ajuți, de altfel vreau să spun că pe mine nu m-ai ajutat, deci pentru mine ești zero. Și a trăit o experiență foarte interesantă. În momentele acelea, spunea tânărul respectiv, a simțit așa o răceală ca de moarte că se coboară peste el. A simțit că este cu adevărat părăsit de Dumnezeu. Pentru că el s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, a simțit așa un fior rece și simțea așa ca și răceala aceea a mormântului, a morții. Și în momentul acela a stat în continuare înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, diavolul e lângă mine. De acum sufletul meu este gata să-l prindă pentru totdeauna. Dacă chiar existi, eliberează-mă. Și a simțit în momentul acela cum se coboară Dumnezeu și l-a ridicat din starea aceea de păcat. Și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu, nu s-a mai putut opri din plâns. De ce? Pentru că Dumnezeu a iertat răzvrătirea lui și Dumnezeu l-a eliberat. Dragii mei, de multe ori ne răzvrătim înaintea lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu anumite lucruri. Doamne, de ce mi se întâmplă asta? De ce eu nu pot să fiu un om biruitor? Să știți că prin păcatul pe care l-am făcut, dacă ne mai și răzvrătim înaintea lui Dumnezeu, ne depărtăm tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu. Păcatul este de fapt și necurăție. Țineți minte, de multe ori se amintește și chiar și la întâlnirile de tineret și în bisericile noastre, se amintește de frumosul acela istoric al omului lui Dumnezeu, al lui Iosif. Știți foarte bine că el a fost dus departe de casa părintească, el a fost dus departe de frații lui, el a fost dus departe, dați-mi voie să spun, de tot ce-i sfânt. Fiind acolo în casa lui Potifar, în Egipt, el a început să o ducă bine și putea să zică el, acum este viața mea. Acum aș putea și eu să mă realizez. De acum, pentru că nici tata nu-i cu mine, nici frații mei nu-s cu mine și mai mult frații mei au vrut ca să mă omoare, să-mi dorească moartea, să nu mai exist, ce Dumnezeu este? Și știți foarte bine că a venit la un moment dat nevasta lui Potifar la el și a cerut un lucru, ca să nu mai fie curat, să aibă o pată în viața lui. Și ne spune Sfânta Scriptură că în momentul acela el a zis și a folosit următoarele cuvinte, cum aș putea să păcătuiesc un astfel de păcat împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, cu alte cuvinte, atunci când nu suntem curați înaintea lui Dumnezeu,
Atunci când în interiorul nostru, în viața noastră, în inima noastră, în sufletele noastre, sunt anumite imagini, sunt anumite stări de necurățire. De altfel, acestea sunt păcate în viața noastră. Apoi, aduceți aminte despre călcarea legii. Țineți minte de omul lui Dumnezeu, de Acan. La un moment dat ne spune Sfânta Scriptură despre el că era un om care a iubit lucruri care nu trebuia să le iubească și lucrurile acelea trebuiau să fie date spre nimicire. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a luat din acele lucruri date spre nimicire, care omul lui Dumnezeu a zis nimicește-le, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că el le-a luat și le-a ascuns la el. Și știți foarte bine pedeapsa lui. Nu vreau ca să intru în amănunte. Toate aceste lucruri sunt păcate pe care noi le putem face. De altfel se vorbește despre păcatele acestea la modul general. Dar, dragii mei, este foarte important pentru că păcatul există în viața noastră să știm de unde vine păcatul, originea păcatului. Dragii mei, originea păcatului este tocmai de la potrivnicul nostru, de la diavolul. Atunci când noi păcătuim, de altfel, de la început, potrivnicul nostru a vrut ca să întristeze pe Dumnezeu prin a pune sămânța aceasta a păcatului în viața noastră. Și aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim la lucrul acesta. Dumnezeu ne-a creat ființe deosebite. Dumnezeu ne-a creat ființe perfecte. Ne spune Sfânta Scriptură că eram chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar a venit cineva care s-a înălțat și a vrut să se înalțe, să fie mai sus ca Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a pedepsit pe acel cineva și acesta este potrivnicul nostru. Și de atunci s-a pus păcatul în inimile noastre. Dumnezeu a creat grădina Edenului și a pus acolo pomul cunoștinței binelui și răului și a pus și pomul vieții. Și a lăsat liberul arbitru a fiecăruia dintre noi ca noi să alegem, pentru că Dumnezeu n-a vrut să fim roboți. Dumnezeu n-a vrut ca să zică cineva, mă, mi-s sortit ca să fiu pocăit sau nu mi-s sortit să fiu pocăit. Dumnezeu a vrut ca să fim oameni ai Lui. Și aș vrea să privim în viața noastră și în inima noastră și să ne uităm noi ce alege. Dragii mei, prin păcat, noi am pierdut chipul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ni l-a dat și prin păcat noi ne-am depărtat de Dumnezeu. De fapt, originea păcatului este de acolo, din grădina Edenului, și păcatul nu este de la Dumnezeu, păcatul este de la diavolul. Au încercat mulți oameni să zică că păcatul este de la Dumnezeu, că de fapt este infinit, odată cu Dumnezeu a apărut. Nu. Păcatul a fost prin diavolul și de atunci începe să pună o stăpânire pe oameni și să-i apese pe oameni. Păcatul presupune întrebuințarea de plină a minții. Dacă vrei, păcătuiești, dacă vrei, nu păcătuiești. Nu există nimeni să zică, măi, n-am vrut și am păcătuit. E adevărat că sunt anumite lucruri pe care noi le scăpăm, dar păcatul este în mintea noastră și este o întribuințeară a minții. Avem liberul arbitru, Dumnezeu ne pune în față binele și răul și ne zice, auzi tu, ce vrei să faci? Vrei să mă urmezi pe mine sau vrei să nu mă urmezi pe mine? Și de atunci încolo, niciun om nu este lipsit de păcat. Niciun om nu este fără de păcat. Și așa cum spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 3, versetul 33, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatele sunt legate de patim și duc la patim. Ispita este îndemnul sau încercarea de a atrage voința liberă la păcat. Ea trezește pofta de a dobândi ceva prin călcarea legii morale. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, pofta trupului, pofta ochilor, pofta inimii. Dragii mei, atunci când vine păcatul în viața noastră, de altfel vine și ispita în viața noastră prima dată. Și de aici încolo, datorită poftei pe care există în interiorul nostru, în firea noastră, noi alegem să biruim ispita și astfel suntem învingători, sau să nu biruim ispita și astfel să păcătuim. Țineți minte de Samson, un om deosebit, un om care a fost închinat lui Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Un om care a fost judecător peste Israel.
Toată speranța poporului Israel era pusă în el. Și el la un moment dat și-a permis ca ispita să facă loc în inima lui și să calce legea morală a poporului Israel. Să se ducă la Timna, să facă lucruri care n-ar trebui să le facă, să își permită lucruri care erau interzise. Țineți minte că la un moment dat se apropie de acel leu mort și începe să ia de acolo miere, ceea ce era împotriva legii morale a poporului Israel, și pentru că și-a permis să facă lucrurile acestea, el a devenit rob, el a devenit departe, a ajuns departe de poporul Israel, a ajuns departe de legea lui Dumnezeu, pentru că păcatul duce la patim și patima este foarte aproape de păcat. Un lucru important care ne împaște atunci când păcătuim înaintea lui Dumnezeu este că între noi și Dumnezeu apare disgrația divină. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru a conștientizat că Iisus nu poate să stea în prezența lui și el în prezența Domnului Iisus. Țineți minte, după ce s-a plecat la picioarele Domnului Iisus Hristos, lucru pe care l-a spus apostolul Petru, zis: auzi, pleacă de la mine. Acum, fiecare dintre noi, când avem nevoie de cineva care să ne ajute într-o luptă oarecare, noi vrem ca să vină spre noi, nu să plece. Dar lucru pe care și efectul principal pe care îl face păcatul în viața noastră este disgrația divină. Vă aduc aminte încă de un exemplu din Sfânta Scriptură. Ne spune cuvântul Domnului că Ilie, omul lui Dumnezeu, a fost trimis de Dumnezeu la o văduvă în Sarepta Sidonului. Ea avea un copil și știți foarte bine că îi spune femeia acestea ca să-i facă turta. Nu era o criză în Israel în vremea aceea. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după un timp, după ce a văzut minunea lui Dumnezeu în casă, copilul acelei femei a murit. Și a venit femeia aceea la omul lui Dumnezeu, la Ilie, și a zis: auzi, Ilie, Dumnezeu și-a adus aminte de păcatul meu, pentru că păcatul aduce disgrația divină. Apoi, în relația omului cu Dumnezeu, se rupe. Țineți minte la Adam, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că în momentul când a păcătuit, relația lui cu Dumnezeu s-a rupt, n-a mai fost aceeași. Dragii mei, aș vrea să privim în viața noastră și în inima noastră și să vedem, de altfel, dacă există vreun efect al păcatului, ceva de genul acesta în viața noastră. Dacă cumva te simți în prezența lui Dumnezeu stânjenit, dacă cumva te simți în prezența lui Dumnezeu văzând sfințenia lui Dumnezeu că tu nu ai ce să cauți acolo, de altfel vreau să spun că există un efect al păcatului în viața ta și potrivnicul îți va spune întotdeauna: tu n-ai ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Tu n-ai ce să stai în prezența lui Dumnezeu, tu trebuie să pleci din prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu te iubește, Dumnezeu nu te vrea. Este un mare și un principal efect din cauza păcatului în viața noastră. Apoi, un alt efect în viața noastră este vina. Vina aceasta atrage rușinea. Adam și Eva, când a stat în grădina Edenului și când a auzit glasul lui Dumnezeu în răcoarea zilei care venea să-l cerceteze, spune Sfânta Scriptură că după ce a răspuns Adam, i-a spus lui Dumnezeu următoarele cuvinte: mi-a fost rușine și m-am ascuns de Dumnezeu. Apoi este sentimentul acela că nu sunt bine, de autocompătimire, și apoi fuga de realitate. Întotdeauna atunci când există păcat în viața noastră, întotdeauna când există fără de lege în viața noastră, avem întotdeauna tendința de a fugi de realitate. Omul lui Dumnezeu, Adam, spunea: m-am ascuns. De multe ori începem și noi să ne ascundem sub o perdea oarecare, începem să ne ascundem sub o etichetă oarecare. Păi știi, noi suntem tinerii bisericii de unde venim, noi suntem cineva. Dar, dragii mei, ascunderea aceasta în interiorul nostru ne poate spune dacă suntem sau nu aproape de Dumnezeu, dacă doar de fațadă sau am început să ne ascundem de lumea aceasta și să zicem: lasă că va fi bine, lasă că... Un alt efect al păcatului este apariția fricii. Nu mai ai bucurie, nu te mai poți bucura. Atunci când conștientizezi că este păcat în viața ta, nu te mai poți bucura în prezența lui Dumnezeu. Și simți că toți se bucură în jurul tău și tu nu mai poți. Omul lui Dumnezeu Petru ne spune Sfânta Scriptură că nu s-a mai bucurat de peștii pe care nu i-a mai prins nimeni niciodată așa cum i-au prins el la o aruncătura mrejilor.
Nu s-a mai putut bucura pentru că el a conștientizat că e în prezența lui Dumnezeu și n-a mai avut bucurie. Apoi, pierderea disponibilității pentru Dumnezeu. O zis, știi, Doamne, pleacă de la mine că eu nu pot să fiu disponibil pentru tine. Dacă până aici ți-am dat corabia mea, dacă până aici ai urcat în corabia mea, acum du-te, pleacă de la mine. Acestea sunt efectele păcatului în viața noastră. Dar ceea ce vreau să vă spun și un lucru pe care vreau să-l accentuez în seara aceasta este că cel ce ne eliberează de păcat și cel ce ne poate elibera de păcat nu sunt forțele noastre, nu sunt puterile noastre, ci este Dumnezeu, slăvit să fie numele. Vreau să privim în viața noastră și să vedem dacă există efectele acestea. Eu vreau și doar așa vi le-am prezentat succint, pentru că vrem să trecem în partea aceasta a doua mesajului, la partea practică a mesajului nostru. Aș vrea, iubitul meu tânăr, să privești în ființa ta, în viața ta și să vezi dacă există sau nu există păcat în viața ta. Poate până acum ai crezut că anumite păcățele pe care le faci, anumite lucruri pe care le faci, anumite înrobiri pe care le faci, sunt ceva normale. Dar vreau să spun că toate acestea încep să te înrobească. Pentru că consecința omului păcătos este tocmai înrobirea. Omul nu mai face ceea ce vrea el, ci începe să facă ceea ce îi zice și ceea ce îi dictează păcatul respectiv. Majoritatea dintre voi, dați-mi voie să spun majoritatea, că poate sunt excepții, aveți telefoane, nu? Așa că aveți întotdeauna sentimentul acesta că stați prea mult pe telefoane și totuși stați și butonați telefoanele, în ghilimele, cuvântul acesta nu știu de unde vine, butonați telefoane că nu are butoane. Nu știu de unde vine. Sau poate că unii aveți telefoane încă cu butoane, dar voi noi ăștia care aveți telefoane cu butoane, nu le mai butonați, că n-aveți ce să-l butonați, că un număr de telefon îl scrii foarte repede. Dar nu e așa că ai sentimentul acela că ai stat prea mult. Îți propui și zici așa, înainte să învăț, stau 10 minute pe Facebook, știi? Și când te uiți la ceas, deja au trecut 45 de minute. Apoi zici acum, ce-a fi, a fi, Dumnezeu mă va ajuta la examen. Cam asta este tendința noastră și sunt anumite legături care sunt în viața noastră și ne prind. Și înrobirea aceasta este tot mai mare în viața noastră. Și spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan de la capitolul 8, de la versetul 34, că fiecare este rob de lucru care este înrobit. Și de multe ori vrem să facem anumite lucruri, îți propui. De data asta o să vorbesc foarte frumos și nu-ți iese. De data asta o să fac ceva pentru Dumnezeu și nu-ți iese. Și vrei să faci ceva pentru Dumnezeu și nu-ți iese. Știți de ce? Pentru că păcatul deja a început să te înrobească. Și tu nu conștientizezi că ai de luptat și crezi că e foarte bine. Crezi că e foarte bine în viața ta, crezi că e foarte bine prezența ta și zici, auzi, cam toți fac așa. În ziua de astăzi toți fac așa. Și nu te interesează că Dumnezeu într-o zi te va judeca și nu te interesează că Dumnezeu într-o zi te va pedepsi. Și sunt anumite lucruri în viața ta cu care te confrunți. Poate că ai păcate mai mari. Poate că vrei să te lași de ele, dar nu mai ai puterea să lupți. Nu mai ai puterea ca să ajungi biruitor, nu mai ai puterea să faci ceva pentru păcatele respective. Aș vrea să prezint un episod din viața poporului Israel. Și în episodul acela ne regăsim mulți dintre noi în ziua de astăzi. Ne spune Sfânta Scriptură în 1 Samuel, în capitolul 13, în partea finală, că după ce a ajuns Saul, împărat peste Israel, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că filistenii, văzând că Saul suflă amenințare și de altfel vrea să facă ceva, vrea să iasă din starea în care era, din starea de robie, au început ca să se pună în trei cete mari și să înconjoare oricum poporul Israel. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremea aceea în Israel era o pace de plină. Nimeni nu mai vrea să lupte cu filistenii. Spuneau ei, auzi, suntem sortiți așa, așa e vremea de astăzi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că israeliții aveau obiceiul acela ca tot ceea ce fac din punct de vedere al lucrării, al prelucrării fierului, să se coboare la filisteni. Și nu mai avea nimeni în poporul lui Israel, niciunul dintre ei, nu mai avea nici suliță, nici sabie, nu mai avea nicio armă, nimic. Pentru că au zis că e pace, cu alte cuvinte, e Schengen. Putem să mergem de la ei și ei să vină la noi. Și a fost o pace de plină. Dar acum când s-au văzut înconjurați și încolțiți de către filisteni, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că singurii care aveau suliță și sabie
era Saul și fiul său Ionatan. Probabil că au vrut să aibă și ei ceva în muzeul lor. Probabil că le-au ținut așa, eu știu, un muzeu, să zică, uite, cu astea noi am fost cândva biruitor, sau poporul Israel a fost cândva biruitor. Și poporul Israel se ducea la filisteni și era o pace de plină și dădeau mâna cu ei și zicea, măi, foarte bine așa, nu trebuie să lupți. Nu trebuie astăzi să mai faci nimic, pentru că e libertatea aceasta. Este libertate în Hristos. De acum noi numai prosperitate trebuie să avem. Noi putem împreună să avem pacturi împreună. Noi putem să ne înțelegem. Noi putem să ne amestecăm împreună. Noi putem seara ca să chefuim împreună. Noi putem să mergem la sărbători unii la alții. Auzi, granițele noastre sunt deschise. Voi puteți să faceți ce vreți la noi și noi putem să facem ce vrem la voi. Numai că atunci când a suflat amenințare, ne spune Sfânta Scriptură, filistenii, ei s-au trezit că nu mai pot să facă nimic și au zis, nu are rost să începem războiul ăsta, că suntem pierduți. Nu aveau cu ce să iasă la război. Ne spune Sfânta Scriptură că a încercat Saul să strângă poporul lui Israel la luptă, dar cu ce să-i strâng? Să mergi cu mâna goală la luptă, nu faci mare lucru. Dar a fost acolo un tânăr și spune Sfânta Scriptură că într-o zi, Ionatan s-a uitat la cel care îi ducea armele și a zis, auzi, facem ceva. Noi putem să fim biruitori. Noi putem să mergem în lupta aceasta și să fim biruitori, pentru că noi mergem în numele lui Dumnezeu, în numele Dumnezeului Israel. Și ne spune Sfânta Scriptură că a tăbărât până în tabăra filistenilor. Și au pus un semn înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat o biruință extraordinar de mare. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că deși te simți că nu mai ai nicio putere, deși simți că nu mai ai nicio înaintare, deși simți că nu mai poți să faci nimic, deși simți că îți este sortită starea aceasta și simți că nu mai poți să ieși din ea, în seara aceasta, Iisus Hristos te-a dus în locul acesta pentru că vrea să-ți dea libertatea, vrea să fii liber, vrea ca aceste legături pe care potrivnicul ți le-a pus în jurul tău, vrea ca gura ta, ca mâinile tale, ca picioarele tale, ca privirea ta, să vadă adevărata putere a lui Dumnezeu care poate să descătușeze orice suflet. Și aș vrea în seara aceasta să privești la Domnul Iisus Hristos, să te uiți la El, să te uiți în viața ta și să vezi păcatele tale, să vezi neajunsurile tale și să spui, Doamne, numai Tu poți să mă dezrobești de legăturile celui rău. Dragii mei, am încercat în viața aceasta pe unii oameni să îi aduc la pocăință. Am încercat în viața aceasta pe unii oameni să-i conștientizez că trebuie să se pocăiască. Și am ajuns la o concluzie pe care vreau să vă spun și vouă. Nu trebuie să îi convingi pe oameni să se pocăiască. Că oamenii nu se vor pocăi. Dar atunci când l-ai convins pe un om că are păcate și este conștient că este biruit într-o luptă, atunci va cere ajutor. Și El se va întoarce la Dumnezeu. În seara aceasta nu știu care este starea inimii tale. Nu știu cum ai venit, cu ce așteptări ai venit în seara aceasta aici. Dar simt pe umerii mei o povară așa de mare a unora dintre voi care sunteți încătușați în păcate. Am venit aici și m-am ridicat înaintea voastră și sunt mulți dintre voi. Așa am simțit în Duhul meu și așa mi-a arătat Dumnezeu, care ziceți în inimile voastre că nu mai am nicio putere de a lupta. Nu cred că mai merită să fac ceva. Am venit la conferința asta de tineret pentru că am venit. Dar în interiorul tău este un strigăt. Aș vrea în seara aceasta, pentru că Duhul Sfânt te-a conștientizat de păcatul pe care l-ai, să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, vreau ca să îmi ierți păcatul. Aș vrea să privești adânc în interiorul tău. Știu că este o șoaptă care îți spune în această seară, nu face lucrul acesta. Știu că este în mintea ta, în inima ta, un lucru care te apasă și zice, nu, tu nu poți să ieși din starea asta. Cum poți tu să te bucuri? Te-a văzut Dumnezeu la timpul de închinare. Ai vrut și tu să ridici o mână și să te închini înaintea lui Dumnezeu. Dar păcatul care te apasă, păcatul care te ține legat, o zis, dar cum poți să faci tu lucrul acesta? Că te faci de râs în fața celorlalți.
Dar cum poți tu să faci lucrul acesta când tu ai făcut ieri păcatul pe care l-ai repetat cealaltă și care ți-ai cerut iertare înaintea lui Dumnezeu de atâtea ori și totuși n-ai scăpat de el? Aș vrea să spun, iubitul meu, că în seara aceasta Iisus Hristos vrea să-ți dea eliberare. Iisus Hristos în seara aceasta vrea să te ridice. Simt așa că în mintea voastră sunt anumite lucruri cu care vă confruntați. Aș vrea în seara aceasta, prin Duhul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să fim eliberați. Dar pentru asta trebuie să faci ceva, să-i spui: Doamne, îs conștient că sunt păcătos. Putea să zică Petru: auzi, Doamne, știi, eu îs păcătos, dar faptul că te-ai oprit la mine înseamnă că totuși există ceva și nu are rost ca să-mi spun eu acum păcatul. De ce să vadă cei din jur că eu m-am plecat înaintea ta? De ce să vadă Iacov, de ce să vadă Ioan că eu am zis că sunt păcătos, că și ei sunt la fel de păcătoși ca și mine? Că știu eu ce-au făcut, știu eu cum s-au supărat ieri, știu cum s-au certat ieri, știu ce păcate au făcut. Dar pe Petru l-a interesat ceva: Dumnezeule, Iisuse, vreau să pleci de la mine. Pentru că tu nu poți să stai înaintea unuia care e păcătos. Și Domnul i-a dat un viitor. Și Domnul a zis: vreau să te fac de acum înainte un om cu un alt fel de viitor. Vreau, cu alte cuvinte, să fiu liber și nu te teme. Pentru că ceea ce conștientizezi tu în viața ta este de fapt lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Pentru că El te conștientizează de păcatul tău, El te conștientizează de starea ta, El te conștientizează de natura ta păcătoasă și Dumnezeu, Iisus Hristos, vrea să te elibereze. Dragii mei, i-am propus multe să vi le spun în seara aceasta, dar nu vi le mai spun. Pentru că am simțit așa o presiune așa de mare. Mă uit la voi și știu că aveți fiecare dintre voi multe lucruri care vi le apasă. Dar aș vrea în seara aceasta, e adevărat că mâine vom continua întâlnirea noastră și ne vom bucura de prezența Domnului, ne vom bucura în închinare, dar aș vrea în seara aceasta să mergi altfel acasă. Aș vrea să privești în viața ta și să vezi: ai păcat. Crezi că ai păcat? Crezi că păcatul tău pe care l-ai te desparte de Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să te ridici din starea ta. Vrea Dumnezeu să te ridici din amorțeala ta. Pentru că vrea Dumnezeu să-ți dea eliberare și vrea să-ți dea iertare. Hai să ne gândim fiecare dintre noi cam câte păcate avem. Hai să ne gândim fiecare dintre noi cam cât de mult am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că oricât de multe păcate am avea, Iisus Hristos în seara aceasta poate să ne ierte păcatele. Iisus Hristos poate să poruncească legăturilor să cadă jos. Știu că crezi că nu mai este nicio șansă. Știu că crezi că legăturile tale sunt mai mari decât a altuia. Știu că crezi că tu nu poți să ieși din starea aceasta. Nu o să poți să ieși din starea aceasta. Cel ce te poate scoate din starea aceasta este Iisus Hristos. Și El poate să facă lucrul acesta în seara aceasta. Aș vrea, pentru că au fost câteva lucruri introductive în seara aceasta și mâine mă gândesc că Dumnezeu ne va vorbi, aș vrea să intrăm într-un timp de meditare. Aș vrea să intrăm într-un timp în care fiecare dintre noi să ne gândim în viața noastră, să ne gândim în inimile noastre, să ne gândim la ceea ce am făcut, la lucrurile cu care am fost prinși în cursa și în momeala diavolului. Invit pe frații aici, dacă pot, să vină să slăvească pe Dumnezeu printr-o cântare. Aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim la aspectele cu care l-am întristat pe Dumnezeu. Aspecte în închinarea noastră, aspecte în neascultarea noastră, de câte ori ne-am răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, de câte ori am fost necredincioși lui Dumnezeu, de câte ori nu ne-am onorat promisiunile înaintea lui Dumnezeu. Și cum păcatul ne-a prins și ne vedem că nu mai avem nicio scăpare și vedem biruința și vorbim despre biruință și avem un titlu biruitor în lupta cu păcatului, dar noi de fapt suntem învinși. Noi de fapt nu putem ca să înaintăm. Noi de fapt suntem legați de picioare. Așa cum de altfel era poporul Israel odinioară și s-a ridicat omului Dumnezeu și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? În seara aceasta Iisus Hristos vrea să te elibereze. În seara aceasta Iisus Hristos vrea să spună că tu poți într-adevăr să fii biruitor, nu să vorbești de biruință.
În seara aceasta vrea să spună Iisus Hristos că vrea să rupă orice legătură care te ține legat. Poate te lupți cu păcate sexuale, poate te lupți cu păcate virtuale, poate te lupți cu păcate pe care nu ai vrea să fie spuse sau nu ai vrea ca să fie amintite aici, că ți este rușine de ele. Iisus Hristos s-a văzut păcatul și El vrea să te deslege. El vrea să-ți dea biruință. Aș vrea să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea, în timp ce slăvim pe Domnul în cântarea aceasta, fiecare dintre noi să medităm la viața noastră. Să cânți despre biruință și tu să nu fii biruitor. Să ți se spună că poți să fii biruitor și să te îmbeți cu apă rece, să te duci toți în starea asta. Doamne, nu vreau să merg în starea asta acasă. Vreau să proclam biruința în numele lui Iisus Hristos în viața mea. Vreau să fiu liber în Hristos. Vreau să am libertatea aceasta în care să pot să ridic mâna sus. Vreau să am libertatea în care să pot să zic că mi-a iertat Hristos păcatul meu. Pentru că sunt conștient că sunt păcătos. Poate ai crezut că păcatele tale Dumnezeu le poate trece cu vederea. Da, în seara aceasta Dumnezeu le poate ierta prin jertfa Domnului Iisus. Aș vrea să medităm în timp ce slăvim pe Domnul în cântarea aceasta. Și apoi ne vom apropia să mai facem și o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să-ți rupă legăturile păcatului tău. Tu poți să cânți lui Dumnezeu liber. Aș vrea să privești în interiorul tău, în viața ta și să-i spui: Doamne, am anumite legături de care nu mă pot deslega. Doamne, viața mea este legată. Mă simt așa ca și într-o carapace. Doamne, vreau să mă eliberez în seara aceasta. Vreau să rup legătura care mă ține. Doamne, vreau să fiu liber, Doamne. Am păcate pe care le fac doar eu și le știu numai eu și nu le știe nimeni.
vreau seara aceasta să-mi aduci o eliberare. Vreau să rup legătura în seara aceasta. Aș vrea să privești în viața ta, să te uiți în inima ta și să vezi că nu ai nicio ieșire decât prin Iisus Hristos. Ai încercat de multe ori să ieși. Ai zis, voi sta în fața lui Dumnezeu și voi face fapte bune și nu ți-a mers. Că din nou ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Din nou te-ai simțit murdară, din nou te-ai simțit murdară înaintea lui Dumnezeu. Și ai zis, Doamne, când voi scăpa? În seara aceasta, Iisus Hristos vrea să-ți deslege legăturile păcatului tău. Când s-a văzut Petru plin de păcate, a zis, Doamne, pleacă de la mine. Și Iisus a zis, vreau să te dezleg. Vreau să-ți dau un viitor. De azi înainte vreau să fiu împreună cu tine. Și a lăsat Petru mreaja. A lăsat Petru corabia și s-a dus după Iisus. A rămas la picioarele Domnului Iisus Hristos și a rămas ca un biruitor. Pentru că biruința adevărată nu-i pe foaie. Biruința adevărată nu este pe un banner. Biruința adevărată este în Iisus Hristos. N-ai vrea să fii liber în seara aceasta? N-ai vrea să ți se rupă legătura, să poți să ieși din starea aceasta, din carapacea aceasta? Iisus Hristos vrea să te elibereze. Iisus Hristos vrea să-ți ierte păcatul. Te-ai uitat ieri la lucruri nepermise. Ai privit ieri în lucruri care ți este rușine de ele. În această seară vreau să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt păcătos. Și prin conștientizarea aceasta îți vezi legătura. Și mai apoi Iisus Hristos poate să rupă legătura. Pentru că Iisus Hristos poate să elibereze viața ta. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu lucrul acesta. Doamne, am crezut că eu nu sunt legat. Am crezut că pot să-mi stăpânesc păcatul meu. Am crezut că pot să-mi stăpânesc viața mea. Am crezut că pot să merg și voi face ca și altă dată, dar nu. Eu am fost și sunt legat. Și vreau din seara aceasta să fiu dezlegat. Pentru că doar dezlegat fiind, pot să lupt în continuare împotriva păcatului. Dă pe față planul celui rău. Spune-i Domnului Iisus Hristos, pentru că biruința vine doar după ce ai dat pe față planul celui rău. Să spui, Doamne, sunt păcătos, Doamne, sunt legat. Și de azi înainte, Tu poți să fii un biruitor. Pentru că Tu ai de luptat împotriva păcatului și prin Iisus Hristos poți să fii biruitor. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i spunem Domnului. Dacă simți că povara ți este foarte grea, dacă simți în seara aceasta că legătura este foarte puternică și nu poți să ieși fără ajutor, hai aici în față. Vino aici în fața Domnului și împreună cu frații ne rugăm pentru tine. Tu poți în seara aceasta să te duci alt om. Tu poți în seara aceasta să mergi altfel din casa lui Dumnezeu. Pentru că cel ce rupe legăturile este Iisus Hristos. Poate ți-a pus cel rău mâna pe gură, poate ți-a pus cel rău mâna pe ochi și nu vezi, poate ți-a pus cel rău mâna pe mâinile tale și nu poți ca să te manifesti în prezența lui Dumnezeu, nu mai poți să faci nimic și simți că legătura te apasă și ai nevoie de un ajutor. Hai să stăm în prezența lui Dumnezeu toți împreună. Aș vrea să intrăm înaintea Domnului în rugăciune. Aș vrea să intrăm înaintea Lui și să-I spunem, Doamne, ca să fiu biruitor, în seara aceasta vreau să mă deslegi. Ca să biruiesc, Doamne, în seara aceasta vreau ca legăturile să cadă jos. Și de aici încolo să fiu un biruitor. Vreau să merg în numele Lui Iisus Hristos din locul acesta. Și vreau să proclam biruința. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Domnului și să cerem Domnului. Doamne Dumnezeule Sfinte, sunt înaintea Ta, Doamne, tineri în seara aceasta care au conștientizat că au anumite legături, Doamne. Sunt tineri în seara aceasta care au conștientizat, Doamne, că ceva îi leagă, Doamne. Și nu pot să meargă înainte. În seara aceasta fă să cadă lanțurile. În seara aceasta fă să cadă legăturile, Doamne. Și Tu să aduci eliberare, Doamne. De multe ori, Doamne, cel rău ne-a pus în față și ne-a spus, așa ești Tu. De multe ori cel rău ne-a pus lucrurile și a zis, așa, toți tinerii sunt așa. Fiecare tânăr se confruntă cu păcate.
Fiecare tânăr se confruntă cu anumite legături. E normal să fie așa. Nu e normal, Doamne. Noi știm că putem să fim liberi. Noi știm că noi putem să fim biruitori împreună cu Tine.